Panică pe aeroportul Henri Coandă din București. 194 de persoane au fost blocate pe pistă după ce aeronava a fost izolată la sol din cauza unui pasager român care prezenta simptome de febră tifoidă. Bărbatul aflat la bordul unei curse Turkish Airlines a fost transferat la spitalul Victor Babeș din capitală. Medicii care l-au preluat spun că deocamdată nu poate fi confirmată existența acestei boli și că vor fi trimise probe la Institutul Cantacuzino, iar bărbatul este în stare bună. Românul venea din Guinea, unde ar fi fost diagnosticat cu această boală acum o lună. Era foarte slăbit și s-a făcut rău, iar soția a cerut ajutor la numărul de urgență 112. Ministrul Sănătății Sorina Pinta și secretarul de stat Raedar Afat dau asigurări că nu sunt motive de îngrijorare pentru ceilalți călători, întrucât bărbatul nu mai este contagios. Totodată, oficialii au precizat că tifoită se transmite doar pe cale digestivă, nu și aeriană.